Șoferul, un bărbat de 68 de ani din Argeș, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. În mașină se mai aflau 4 femei. Până la sosirea salvatorilor, localnicii din zonă le-au dat victimelor primul ajutor. O femeie, cum mai așa. Restul veniră pompieri, ăștia, descarcerarea. Dar când au venit salvatorii, au ieșit oamenii să dea o mână de ajutor? Da. Erau multe persoane în mașină? Nu știu câte erau. 4, 5. Păi uitați și dumneavoastră, zburădici așa, uite de la pod aici, uitați și dumneavoastră, deci vedeți pe urme dacă ar fi. 5 persoane au ajuns de urgență la spital. Martorii susțin că șoferul avea viteză. Cam cu viteză. Puse băiatul că de aici au luat-o în zbor, mașina de aici, de partea asta și a mers. Până acolo, în capul podului, odată. Da. Dacă erați și la poartă? Doamne ferește, Doamne ferește pe toată lumea. Păi m-a luat pe bun, ce să fac dacă era la poartă? Eu m-am gândit că și de prunii ăștia ai doi dici au fi ceva, că cam când vine de la curbă. Eu, Dumnezeu știe, nu știu. Localnicii susțin că și vegetația împiedică vizibilitatea în zonă. Nu e vizibilitatea perfectă. Nu se vezi noastră. Dacă eu ies de acolo din curbe, nu văd deloc iese. Și trebuie curățat. Am făcut multe hârtii la ăștia, la drumul și nu n-a luat nicio măsură nimeni. Conform OG 43, în interiorul localităților, obligația este a primăriei să întrețină șanțuri, gole, acostamente, trotuare. Noi nu putem să venim cu oamenii să tăiem un prun sau un corcoduș de la poarta unui cetățean. Vă dați seama ce ar însemna asta? Cetățeanul va fi destul de revoltat și nu vrem să iscăm astfel de probleme. Întotdeauna când primăriile de pe raza DN-urilor ne-au cerut sprijinul, în interiorul localităților i-am ajutat cu motocoasele noastre sau cu cositorile de pe utilajele multifuncționale. Șoferul care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul etilotest, iar polițiștii au stabilit că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.